Vom crea un document nou, vom denumi exemplul 2. Vom alege New Sketch. Observați că avem și o scurtătură, Shortcut Key, Shift și S. Vom alege un plan pentru această schiță și clic dreapta View Normal to Sketch Plane. Vom desena două cercuri cărora le vom aplica o constrângere. Îmi doresc să fie aliniate orizontal. Vom da Escape ca să nu mai fie activă constrângerea. Și observați că dacă le vom muta, își vor păstra întotdeauna, dacă mutăm unul dintre ele, își vor păstra această constrângere, adică să fie aliniate orizontal. Le mai aplicăm o constrângere de egalitate, astfel încât acest cerc îi va impune acestui cerc să fie egal cu el. Am selectat prima dată părintele, apoi fiul care va fi egal cu el. Vom trasa o segment de dreaptă și un alt segment de dreaptă. Acestor două le vom impune o constrângere de 8 și vom impune o constrângere pentru ca cele astfel încât cele două segmente să fie paralele și una de egalitate. Cum cele două segmente sunt egale. Vom desena un arc tangent astfel încât ne vom asigura că închidem suprafața. Iar acum vom selecta extrude. Vom alege o grosime de 15 mm. Observați, distanța este 15 mm.